Salut! Aș vrea să vă povestesc în filmulețul ăsta despre o experiență personală. Da? Nu o să dau nume, nu o să fac referiri la nimic altceva, pentru că e o chestiune oarecum mai delicată, să spunem. E vorba despre politicieni și e vorba despre faptul ca să înțelegeți din nou că oamenii ăștia spuși acolo și nu au absolut nicio legătură cu lumea asta reală, cu lumea în care trăim noi ăștia, alții în care ne zbatem capul și ne omorâm să facem cumva să trăim un pic mai bine sau să trăim, să supraviețuim. Da? Și asta, chestiile astea pe care o să vi le povestesc, mi le-a povestit cineva care avea foarte mari conexiuni în lumea asta politică. Eu nu am conexiuni în lumea asta politică, nici nu vreau să am. Nu mă interesează. Mă țin un pic departe de toată treaba asta. Bun. La un moment dat, acum 5 sau 6 ani sau 4 ani, nu mai știu, 5, 6, 7 ani, mai știu câte era, lucram la un client. Aveam un contract de consultanță și clientul a venit și a zis, băi, uite, tu faci pe logistică, dar vreau să facem pe o altă arie. Nu e important. Dar tu nu ești foarte specializat pe chestia, eu mai făcusem proiecte în zona aia. Zice, la noi e o chestie mai specială, adun pe cineva care e specializat și a lucrat în zona asta, faceți proiectul împreună, eu am încredere în tine că știi să-l duci, adică din ceea ce privește partea de project management, de cum se derulează proiectul, ce trebuie să facem acolo, care sunt pașii și tot, e ok, merg cu tine pentru că am făcut proiectul ăsta pe logistică pe care l-aveam noi și am văzut cum lucrezi, am văzut ce faci, am văzut aia și da, hai să o facem, dar adun pe cineva și motivul principal este ăla că aici sunt niște lucruri de finețe la care e posibil să te încuie ăștia ai mei. Adică dacă tu nu ai niște răspunsuri la treburile alea și văd că nu discută cu cineva care e foarte specializat pe treaba asta și scapă niște lucruri, e posibil să te încuie ăștia și îți pierzi credibilitate. Și am zis, ok, nu e nicio problemă, să-ți aduc pe cineva. Și am găsit o persoană care lucra în domeniu, era foarte specializat pe domeniul ăla și am venit să facem proiectul. După ce am stat noi pe acolo, ne-am împrietenit mai mult, ne cunoșteam oarecum așa din vedere, să spunem. Nu foarte mult, dar ne-am mai prietenit pe acolo. La un moment dat îmi zice, băi, Robert, uite, am și o prietenă care își caută de muncă. Și zic, bă, da, și zic, ok, și ce trebuie să faci? Păi ce, uite, tu mai ai relația, mi-a lucrat pe la firme, mai știi niște oameni de ăștia, poate putem să o ajutăm să-și găsească de muncă. Păi zic, ok, hai, dăm un CV să vedem ce știe să facă, ce, dar ce vrea să-și găsească. Păi, secretariat. Secretar. Zic, ok, dar ce vârstă are? 35-36. Ok, că a mai lucrat pe undeva până acum, unde a lucrat? În ce, pe ce la... Nu, n-a lucrat. Păi zic, cum are 36 de ani și n-a lucrat până acum deloc? Adică n-a lucrat? Nu. Da, a terminat facultate? Da, a făcut o facultate, n-are importanță, nu e... Unde a zic, ce a făcut până acum? Adică până la 36 de ani, că zic, totuși, 35-36 de ani să nu lucrezi, trebuie să trăiești și tu din ceva, trebuie să mănânci de undeva și trebuie să... Și zic, ăștia o să-și pună niște întrebări, adică, bă, nene, știi, n-am lucrat până acum, dar vii acum să lucrez și nu știu pe ce, adică ce ai făcut până acum, că e prima întrebare, adică oricum te-ai duce acolo la ăla, e prima întrebare care și-o pune, bă, dar ce a făcut până acum, știi, adică, și nu dă bine, adică nu e de, ok, n-a vrut să-mi spună inițial, n-a... ok, am mers la masă și după ce am mers la masă pe acolo, ne-am mai dat în discuții și mi-a zis. Tipul asta e combinată cu un politician, unul, așa, și partidul ăstuia fusese la putere și căzuse, PDL cred că era, la vremea aia. Și ăsta avusese tot felul de funcții pe acolo cu un partid și când ai tot felul de funcții pe acolo cu un partid, ăștia te pun, adică nu te pun ei, te pui tu, că nu te pune nimeni, tu te duci. În Consiliul de Administrație la firma X, în Consiliul de Administrație la firma Y, în AGA la firma Z și tot așa, și ești în vreo 5, 6, 7, depinde cât de șmecher ești tu, Consiliul de Astea de Administrație, tu nu faci nimic. Adică nu faci nimic, ești băgător de seamă, că tu, de fapt, aici e punctul, că oamenii ăștia nu știu să facă nimic, știi? Deci în viața privată, dacă îi scoți de acolo din politică, oamenii ăștia habar n-au. Și... pe toată chestia asta încasez niște euro, mulți, 30, 40 de mii de euro, adică chestii pe care tu ca antreprenor care vrei să câștigi într-o muncă cinstit, corect, fără să ai contracte cu statul și fără de-astea, e
o sumă extrem de mare și pentru un antreprenor să câștige atâția bani pe lună, atenție, nu pe an, da? Deci pe lună, da? 30-40 de mii de euro. Da? Și doamna respectivă, care era combinată cu politicianul ăsta, vă dați seama că a avut o viață de huzur așa, adică antrenor de tenis privat, coafoare, mașini, de alea, da? Cum să muncești? Adică pe ce ești proastă? Adică cum adică să muncești? Păi dai tot ce trebuie, cum să te duci tu la muncă să faci ceva, de unde să câștigi bani. Nu, că banii vin. Nu trebuie să te agiți și să muncești, da? Și totul a fost bine și frumos când nenea a pierdut alegerile, partidul. Și pentru alegeri, asta e ce mi-a spus persoana, adică eu vă spun acum din povestea aia, da? Tu, ca să câștigi niște funcții acolo, trebuie să faci campanie și să te duci și tu, să te zboați, să te agiți, să dai bani, să dai niște sume. Sute de mii de euro, adică nu vă imaginați că, și nu pentru funcții de-astea extra, pentru de-astea mai micuți, așa, știi? Deci tu trebuie să te agiți, da? Sute de mii de euro. Pe care e posibil să ia, e posibil să nu iei, dar marea majoritate nu iau. De ce? Pentru că oricum nu interesează, că vin ăștia alții, de pe lângă. Și zice, bă, tu ăla vrei să ieși tu un contract cu statul, da, dă-și tu niște bani. Așa funcționează treaba, da? S-a împrumutat. În ideea că banii ăștia vor începe să curgă după aia, așa cum curge râul, cum curge râul Olt, și toată lumea vine, stă pe mal și dă la pește acolo, da? Ăștia care au autorizație să dea la pește, că nu poți tu X și Y să dai la pește acolo, da? Bun, și a pierdut și cu datorii multe. Niște sute de mii de euro din ce spunea persoana respectivă. Acum nu vă imaginați așa că dacă a pierdut, ăsta e ca noi, așa, a venit criza și noi cădem și nu mai avem de unde să mâncăm, că nu mai mergem la muncă și nu mai avem bani. Nu, nene, nu se întâmplă așa. Nu, nu mai ai 30-40 de mii, nu mai ești naga la hidroelectrica sau la, nu știu, de ăștia mari și șmecheri. Dar ești la niște de-astea mai micuțe, așa, la, nu știu ce vă dau exemplu, ca bar n-am. Dar niște de-astea mai micuțe unde mai adun niște mii de euro pe lună, știi? Adică vreo 3-4 mii, așa, mai faci pe lună acolo. Bă, nene, dar de la 40 de mii la 3 mii, 4 mii, adică 3 mii, 4 mii e o sumă mare în România, pe lună. Adică ai un nivel de trai mult peste medii, da? Deci dacă tu câștigi acum 3 mii, 4 mii pe euro pe lună, tu ai un nivel de trai peste... Băi, dar nu mai e... Bă, ăla de la 40 de mii, de la 30 de mii, de la 40 de mii, când totul venea așa pe tavă, vrei mașină luna asta, hopa, mașină, gata, vine BMW-ul. Da? Fără probleme. Acum, doamna respectivă, bineînțeles că s-au tăiat niște chestii. S-a tăiat mașina, s-a tăiat șoferul, s-a tăiat X, s-a tăiat Y. Și dai seama că e greu când cazi de la... Adică să urci așa e ușor, nasol e când pici. Și cu cât pici mai de sus, cu atât ai mai nasol. Da? Cam asta e ideea. Și doamna, bineînțeles că a început să acumuleze frustrări peste frustrări. Antrenorul de tenis tiner s-a combinat cu ăla. Asta a aflat. Și ai zis, ia du-te mă, tu ești tu afară din schemă, până acum a fost bine, acum nu mai e bine, știi? Și de la huzur, de la alea, hopa, nu mai sunt bani, ce facem? Păi trebuie să muncim. Păi ce să muncim, frate, că n-avem ce să muncim, știi? Adică ce dracu să muncim? Că n-avem ce, da? Și nu știa să facă nimic. La fel era și cu politicianul respectiv, pentru că persoana respectivă cu care lucram, după ce a văzut cum facem proiectele alea și tot, a zis, bă, nene, păi dacă îi aducem pe ăștia aici, pe un politician de ăsta, și îl aducem să-l punem să facă o chestie de genul ăsta, bă, la habar n-are. Bă, la să uită ca râma la conductă și zice, bă, nene, ce-i asta? Ca ăla, mai am un filmuleț pe aici, vedeți-l și pe ăla, că e foarte tare, cu politicianul care nu înțelegea, bă, cum fac eu bani, adică de unde vin banii ăia la film? Adică, bă, de unde vin? De la UE, de la aia? Adică el nu înțelege, el n-avea în cap. Deci în capul lui nu exista, bă, cum dacă nu vin bani de la UE și de la ăștia, adică să-i suși de undeva, să-i tragi de undeva, să vină așa, să pice bani, de unde vin banii ăia? Da? Cam asta era și aici, știi? Adică dacă îi aduci să facă ceva și să-i pui să facă ceva și să-i scoți de acolo, să-i zici, bă, nene, uite, tu de mâine ocupă-te de X, de chestia asta. Bă, nu se poate, frate, nu mai merge. Și mai am un caz cu un politician care tot așa era șmecher pe localitatea aia. A picat partidul, avea vreo 7-8 firme și din toate alea 7-8 au picat toate, că toate erau conexate, erau așa, îmbârligate, cu politic, cu prieteni, cu dăia, care când e sus acolo, toată lumea vine și zice, păi stai așa și facem, cum să nu. Da?
vându case, terenuri și toate alea, că trebuia să mai susțină, că trebuia să mai trăiască, nu mai avea din ce. Da? Deci nu există o legătură, adică păi dacă ai scos de acolo și ai pus să facă ceva în viața reală, du stat, adică n-are nicio treabă una cu alta. S-a dus, cade tot, pentru că habar nu au și nu știu să facă chestia asta. Și ei și ea de stâncă legați cu ei. Da? Cam atât, că e lung filmulețul ăsta. O să vă mai povestesc și în alte filmulețe. Dați click pe subscribe și pe clopoțel și... A, n-am angajat-o pe tipa respectivă, asta vreau să vă spun, că am preferat să mă retrag, să zic, bă, nu știu, hai că încercăm, dar vedem, nu cred că o să iasă, uite, o să-ți spun, știi, nu m-am băgat. Da, dați click pe clopoțel și pe subscribe ca să vă mai fiți în contact aici, că mai pun niște filmulețe de astea interesante. Mulțumesc, la revedere!